Ator 22. Bă, băieți, eu m-am apucat de tăiat pădurea. Uitați că am drujba. Așa, up. Am drujba, am cumpărat și acel stand remover. Nu stand remover, acel funci care trage copaci în șune. E UTB-ul că l-am lăsat eu. Când m-am lăsat eu, uite, antenele de pe aici le-am aruncat pe aici, le-am tras un pic, uitați. Acel ce nu-l găseam eu atunci, l-am scărcat de pe Typhoon ăsta, care în toate Edition vine odată cu jocul. Așa că lăsăm aici și hai să facem treaba. Să tragem lemnele. Tragem pe ăsta. Și după aia punem... Op. Ok. Ducem OLED-ul la vânzare. Ăsta aici. Ok. Mi dă un F. Hai să vedem când apare ou. Ah. Trebuie să luăm de sus. O. Și ne folosim de B. Stați un pic, eu de pe BMW greșesc și viteza playerului, așa că hai să-l tragem pe ăsta. Că mergem. Mergem! Hop! Da, prietena care a venit, așa, mergem să ducem copacul ăsta la vânzare. Hai să vedem dacă totul e în regulă. Ok, să le găsim și pe ăsta. Așa. Dăm înapoi viteza normală a playerului. Așa, și mergem cu astea două, să le ducem. Dacă poate UTB-ul pe care l-ai curat, nu ar trebui să-i facă probleme. Ducem pe ăștia doi, după aia punem să recultăm sorbul de acolo. Și sunt curios cât luăm pe copacul ăsta mare. A, uitați cum se ridică boss-ul, nu? Se ridică când... Up. Upsi! Ducem la vânzare copacul. Abia aștept să vină Platinum Edition să ne perfecționăm puterea copacilor și cărarea lor. Că la început, sigur că vei căra cu tractor și cu inci. Ok. Mai avem 6-7 episoade și urmează Platinum Edition, ce țin așa după episoade, eu după zile. Param, papam, vedem cât luăm pe ăsta. Și după aia să luăm combina și să o punem pe recoltat grâul. Ăsta o să o Așa, am ajuns aici. Hai să-i dăm așa frumoșel. Frumoșel, 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 op. Așa. Și am luat 2000. Oh, sunt mulțumit. Hai să punem combina la treabă și să mai luăm. Și o să fac 10.000 cel puțin pe copaci, o să fac, bineînțeles, și metodul viitor să, chiar și ăsta, dacă avem timp, să luăm Trex-ul. Să facem ceva bun, să mai ieșim din sărăcia asta care suntem. Și că nu avem nimic, știi, să luăm și Windrow-ul. Și balotiera. Dar trebuie să curăț în spatele fermei, în spatele
tractoare ar vrea acolo. Să mut fermă într-o parte și acolo să lăs teren. Veți vedea voi schimbările imediat. Uite bine, ce mărbea de frate. Și e scump, frate. Și cu golul ăsta, că sunt dată de cu golul ăsta pe Hai să lăsăm aici. Să luăm tractorul ăsta. Să luăm remorca. Luăm remorca de aici pentru să pregătim pentru luat sorgul. Asta cu remorca o punem aici. Ne dăm jos și luăm combina să o punem să recolteze frumusețea asta de sorg. Așa, asta e semănătoarea. Pe unul am pus, vom vinde pe ăla pentru că e mic. Și eu am DB8 poate să ducă plug și mai mare, cred eu. Să luăm noi de aici, din facem noi prima tură, pe ce îl punem pe el. De ce vreau să fac prima tură, că el nu face aici, nu-mi pornește dacă îl pun așa. Ia să-i dăm dacă vrea. Hai că vrea. Ok, noi nu mai avem treabă cu ăsta, hai să luăm copaci. Când va termina, noi mai facem 2000 pe copaci aia mari care am tăiat. Că mai am copaci mari care am tăiat. Și probabil mai luăm vă 2000, 3000, 4000, 5000. Trebuie să facem cumva bani, nu? Hai că bossul meu nu se oprește acolo, bun. Hai să-i luăm pe aia mare întâi. A, uite ce am făcut. Op, 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 op. Ăștia-s mici. Ia uitați-le. Leu pe ăsta. Așa. Așa, dăm înapoi la viteza normală, trebuie să schimbăm viteza playerului, ok, intrăm în tractor. Opa, haide vreau, nu vreau. Putem să luăm și pe ăsta. Așa. Să
fac o podă de thumbnail, da. Asta e vârf aici. Hai să luăm pe ăla de acolo. Opa. Uite pe ăsta luăm. Dăm jos în tractor. Ia să vedem noi ce se... Op. Stai mă, unde e punctul meu roșu aici? Nu vreau? Be. Nu vrea, trebuie să dă una pe viteza. Pe viteza lui mică. Așa. Hai să mergem. Cu astea doi mă cam grupul ăsta, dar... Să mergem să-i vindem și pe ăștia doi. Se cunoaște că-s grei. Ia asta, tu pop, pop, nu vine pe mine, mă. Da! Facem o poză de la o... o poziție mai bună. Că ăsta mă trage încolo și nu vreau. Hai să-i dăm înainte, 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 stop. Așa, dacă mai în spate. Și uite așa. Și hai să-l vindem și pe ăsta. Ai, 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 ai. Te-i cunoaște greutatea, mă luăm și pe ăsta, avem 4.000 că consumă lucrător automat. Dar... o să vând. Vreau să ne cumpăr un teren. Bă, a, motorime, a. Da, mă, cam saltă când dă de greu. E cam la sol când dă de greu, că mă saltă. Și cum ziceam, prietene, abia aștept să vină Platinum Edition săptămâna viitoare. Eu! Marți, cred, trebuie sigur. Marța viitoare. Nu, acum ce l-am dat. De cap este săptămâna, ce mai... încolo, încoace. Cum ar fi pe săptămâna mâine, vom avea Platinum Edition. Da, pe săptămâna, marța viitoare, de 15. Uiu, stai chiar asta e pe gardul ăla. Op, dar mă, ce se... Du-te mă, ia pe curba. Hai să dăm mai în față un pic. Mai în spate. Mai în față. Sper să meargă. Ia, cât luăm pe ăsta? 2000. Bă!
Nu erau. Nu erau. Avem 7263. Dacă mai închiriem și vindem și eu la copaci, s-ar putea să facem bani de mai mult cu tăierea copacilor. O să lăsăm un pic de asta, să-l punem tocmai să tare și aia. Mai vedem. Dar acum să vedem dacă l-a terminat. A, 64%, nu? Cred că a terminat. Dar nu s-a umplut. Nu, mai are un pic. Hai să luăm și pe ăla. Ar trebui să mai cosim o dată pe aici. Înainte de a face baloți. Trebuie să mă urcăm. Hai să ne urcăm în jos. Îl golim, îl ducem la loc, îl punem pe ăsta la locul lui, ducem remorca la vânzare și cred că asta a fost episodul. Mă voi ocupa să tai toată zona de colo încoace. Fata mea? Bă, da, puțin. Puțin, bă, ușor, puțin. Puțin, puțin. Hai să-i dăm în spate. Stai, 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 că e puțin cam periculos aici. Oh, agățăm, am zis eu că agățăm acum. Haide, bă, să te duci spatele. Așa. Asta. Hai să ducem pe ala la vânzare și cam asta a fost episodul pe ziua de astăzi. Hop, mai scurt așa un pic. Bine, adevăr, nu avem așa multe de mercă. Dar avem 3 tone și ceva. Hai că ăsta merge cu 41. Da, schimbăm. Luăm UTB-ul că merge mai repede. Eu cred că o să-l vindem. O să-l vindem că nu prea. Pentru că cu treaba pe și un termen, da, da. Când e vorba de cărat de transportat, nu are o putere ideală. Hai să las asta. Hai să pun aici, la marginea ierbii. Și anume aici. Și să facem să ce rom. Vreau să strângem și paile. Și când mergem, vindem paile, luăm remorca asta de acolo. Da, hai, să vedem ce facem acolo. Și apa ce mă fără morca la magazin. Nu mai de strâng paile, strângem paile. Și ne vinde copaci, bineînțeles. Și când mergem să vindem paile, luăm remorca și o dăm pe aia înapoi, că-l închiriem.
Da, venim cu golul înapoi. Că remorca vine în fermă singură. Ca în punctul de spawn în fermă. Voi încerca să fac așa un setup pe aici, când voi avea toată harta. Stânga-dreapta, fiți copaci, mai lăsăm așa cum sunt și copaci. Veți vedea acest nume plant. Un întreg cartier pe aici. Aici va fi un punct de fundare, lângă magazin. De asta, până apare următorul farming, avem timp să facem. Acum depinde cât timp ne va lua Platinum Edition. Bă, nu facem 10.000, ba da, am făcut 10.000, hai să lăsăm trotineta asta aici. Și hai să mergem să strângem paielele. Să strângem paiele, mai luăm ceva și pe alea. Asta ne vede, da? Să luăm unui de ăla. Care e ăla? Ăsta. Închiriază. Da. Da. Ok, s-a mers ăsta frumos singur. Fără prea mult stres. Bă, e fain pe aici, este peisajul. Să ne uităm după zone drepte, că nu trebuie să fie zone drepte. Lăsăm taifunul deoparte și hai să luăm remorca aia, să strângem paiele. Repejor le vindem și... Iupa! Bă, de remorca mea unde s-a urcat, mă? Stai, boss, un pic, că ne trebuie un pic de super forță acum mie. Să luăm remorca. Nu vrea, mă? F11 și... Hop! Trebuie să-i pun motorul să nu mai... Să pornească de fiecare dată când am... Da, o să luăm un pic de iarbă, da, asta. Așa, am luăm paile, le vindem și pe ele, și pe acasă le băgăm în brazdă. Stai un pic aici, îmi bagă și iarba și nu vreau. Sau hai să luăm așa. Avem 10.800, ai cam dat ceva cu asta, 1.000 și ceva. Dacă îmi scot perleala de paie, mai e o paie, dacă nu, ar trebui să fac peste 11.000 ca să fie convenabil. Dacă nu ne lăsăm de meseria că strâns paiele, dacă nu e convenabil chestiunea.
Am avut 10.000 și ceva. Hai să luăm așa și mai avem o dată, două... 5 ori. Hai că ne descurcăm, bă, bă, bă. Ne descurcăm, opa, nu ne descurcăm, tot așa. Nu ne descurcăm deloc, prieteni, pentru că nu ne descurcăm. Trebuie să facem treaba perfect să ne iasă banii. Și așa. Aproape se umple și nu mai are rost să mai vin odată cu el. Nu cred că mai are rost să mai vin odată pentru chestiunile astea două. Până la capăt se va umple și noi o să mergem să vindem. Mergem să vindem paiele noastre, e super tare paiele astea. Să vedem cât luăm, deci am avut 10.000 și ceva. Trebuie să facem peste 11-12.000 să ne iese măcar 2.000 profit. Că altfel nu mă văd bine deloc. Dacă nu mai strâng paie, asta e clar. Asta e foarte clar, dacă nu ne iese, nu mai strâng paie. Ia să vedem cât ne iese acolo. Hai să vedem acum cât ne iese. Nu mai strângem paie. Oficial vă spun... No. Deci mi-a ieșit bani din chiriere. 1600. Nu mai dau bani pe așa ceva. Nu mai dau bani pe așa ceva, nu mai închiriez. Să strâng paiele să le vând. Îmi pare rău. Dar nu se merită. Nu se merită. Nu se merită deloc. Treaba asta care am făcut-o eu. Înțelegeți voi ce vă să zic eu, că nu se merită deloc. Băi, prieteni, cam ăsta a fost episodul, titlului acest episod cred că va fi Nu se merită să vin spaile. Nu se merită să închiriezi pentru a vinde paile. Cam asta e episodul 4 sau 5, nu mai știu cât mai este acum. Dar mă rog, dacă v-a plăcut și apreciați ceea ce fac eu, lăsați un like, un comentariu și bineînțeles abonați-vă dacă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine. Bye bye! Thank you.